de sărbătoare la Logoș. Așa se intitulează acest spectacol extraordinar de muzică populară, pe care vi-l aduce în dar ansamblul folcloric Logojana, împreună cu Casa de Cultură a Municipiului Logoș. Mulțumim pentru susținere și pentru buna organizare a acestui spectacol, așa cum spuneam, extraordinar de muzică populară, Primărie și Consiliului Local Logoș. Cum zice Bănățanu, mare mulțam, mare mulțam, mare mulțam. Și dumneavoastră că ați venit un număr atât de mare. După cum bine știți, spectacolul este prilejuit de împlinirea a 25 de ani, una oră, un sfert de secol. E mult, e puțin. Nu știu, dar sunt ani foarte frumoși în care Ionel Groza, căci despre el este vorba, s-a pus în slujba muzicii tradiționale, a muzicii populare în genere, cu eleganță, cu pricepere și cu dăruire. Așadar, astăzi, la Logoș, acest bastion al culturii tradiționale, îi spunem cu toții la unison, la mulți ani, Ionel Groza. Să știți că, dincolo de faptul că este fericit alături de colegii domnii sale și vreau neapărat să fac o remarcă, sunteți extrem de eleganți, iar atunci când v-am văzut pe scenă, îmbrăcați așa cum zice românul Țiglă. În alb și negru, gândul m-a dus la renumita orchestră de la Novi Sad, frații noștri bănățeni. Așa sunt și acești minunați instrumentiști ai ansamblului Logojana. Spuneam că s-a pus în slujba muzicii tradiționale, Ionel Groza, dar să știți că nu ar fi reușit singur să realizeze atâtea lucruri bune pentru ceea ce înseamnă cultura tradițională. A avut alături de el mereu instrumentiști buni, generații și generații de instrumentiști și nu numai, și de dansatori. Și dacă vorbim despre dansatori, dacă vorbim despre inima coreografiei bănățene aici, în acest bastion, cum spuneam, al culturii tradiționale, nu putem să nu menționăm un nume celebru. Eu cred că este așa ca o marcă pentru zona Banatului, de la un capăt la altul. Invit cu mare drag în scenă pe Puiu Munteanu. Și alături de România sa, îmi face o deosebită plăcere să aflu că noul director al Casei de Cultură din Logoș este un om, cum spune Puiu, mă, de mare omenie și căruia îi place muzica tradițională alături de celelalte genuri muzicale. Firește, încă o dată spun, Logoșul este un bastion al culturii în general. Așadar, îl invit în scenă pe domnul Ilie Cosmin Petrovici, directorul Casei de Cultură din Logoș. Puiu, prima dată să știi că am să-ți predau, pentru că mi-e tare obișnuită cu domnia sa. Prima dată am să-ți predau ție microfonul, pentru că știu vorba lui Vrodeanu, Dumnezeu să-l ocinească. Am două vorbe a-ți spune, nu? Cam așa spunea domnia sa. Bună seara, dragii mei! Mă bucur că suntem astăzi într-o zi deosebită pentru noi, așa cum a prezentat și colega noastră Felicia, e o zi minunată, un spectacol omagial a colegului nostru Ionel Groza. Dați-mi voie să-i mânez din partea noastră, ansamblul folclorului Logojan, al Casei de Cultură a Municipiului Logoș, o plachetă. Un afiș. Am încercat să semnăm toți colegii prezenți alături de tine în această seară. Și nu în ultimul rând, o dubă. Eu cu siguranță știe despre ce e vorba. Plin de emoții, eu aș vrea să spună două cuvinte despre dubă. E dubă cu care eu și colegul meu am ținut spectacole singur. Da. La 7 ani, după 7 ani de scenă,
a apărut alături de mine Ionel. Cu bune, cu rele, dar am ajuns să ne cunoaștem așa de bine, încât, sincer vă spun, atunci când suntem la manifestări festivaliere, e suficient să ne privim în loc și mă simte ce vreau. Îmi simte că schimbăm ora, trecem la grup, simtem că avem nevoie de pauză, îmi simte tot ce-mi doresc eu să pun în scenă. Sigur că familia lui, taica Groza, rapsodul Groza, ne-a fost un mare idol pentru noi. Dar Ionel, din păcate, nu l-a moștenit ca voce, și a moștenit pe Pavel Roșu, care face parte tot în familia lor, ca și rude. Să știți că nu oricine, și colegii mei instrumentiști poate să-mi confirme, nu oricine poate să fie corepetitor. E o mare diferență a fi corepetitor și instrumentist. Corepetitorul permanent are ochii țintiți asupra dansatorului. În funcție de vârstă, de valoarea lui artistică, noi trebuie să ducem ritmul în așa fel încât copiii să înțeleagă ce fenomenul al dansului popular. Nu mă întind, ar fi multe de spus. Doamne ajută, sănătate, mă bucur, colegii mei, sunt toți colegii pe care dumneavoastră îi aveți în fața dumneavoastră, au fost și sunt alături de noi, au crescut unii aici, alături de Groza, alături de mine. Suntem mândri că am reușit să-i readucem în scenă. Eu le adresez în fața dumneavoastră, a domnului director, a tuturor colegilor mei dansatori, le adresez invitația că în toamna acestui an, ansamblul Gojana primește 60 de ani de activitate și îmi doresc să ne revedem cu această ocazie. Cu toții, desigur, invitându-și pe Cristi Bărteanu, care astăzi este plecat la orice activitate. Vă mulțumesc încă o dată la mulți ani și multe putere de muncă. Au spus vorbe foarte frumoase și adevărate până la urmă, de la inimă la inimă. Acum o să rog pe domnul director Petrovici să spună și domnia sa câteva gânduri pentru Ionel Groza și pentru tot ceea ce se întâmplă în această seară aici pe scenă. Vă rog. Bună seara, salut mâna, bine ați venit. Mulțumim din suflet că sunteți alături de noi în acest moment aniversar. Un mare privilegiu să vedem sala plină, un mare privilegiu să găzduim oameni atât de frumoși. Este o bucurie să fac parte din această echipă minunată, în această instituție eclatantă, cu oameni mirobolanți. Mulțumesc domnului Puiu Munteanu pentru introducere și pentru prezentare, mulțumesc Felicia. Și acum să vă dau, vă rog respectuos să-mi dați voie să ofer o plachetă aniversară din partea Casei de Cultură colegului nostru minunat, domnul Groza. Să știți că lumele nu aștept absolut nimic. Înainte să se deschidă cortina, tot întreba unde este Puiu Munteanu și întreba pe un coleg, vine pe scenă sau nu vine? Nu, nu! Dăm drumul la suite instrumental, apoi intră Feli, face prezentare și urmă programul din desfășurător. Bine, bine. Așadar, nu aștept nimic și cred că ați observat, ați simțit acest lucru doar privindul, pentru că ochii erau lacrimați. La mulți ani, cum frumos! Omului, da? Așteptați cu sufletul la gură să urmăriți momentele pe care vi le-au pregătit cei din ansamblul folcloric Gojana, împreună cu orchestra Firește, cu Ionel Groza și cu dansatorii. O să vedeți ce surprize frumoase v-au pregătit. Primul tablou este alcătuit dintr-un tânăr foarte talentat. Vedeți dumneavoastră, aș că nu sare departe de drum. E vorba de tânărul Bogdan Munteanu, care este instrumentist, este feciorul lui Puiu Munteanu. Și dincolo de faptul că a obținut locul întâi și este mare lucru la festivalul zonal de la Puzestre, organizat de către Consiliul Județean Timiș, m-am bucurat să aflu astăzi că a obținut locul întâi
și la Festivalul Internațional care s-a desfășurat la Timișoara, Classic and Folk Music International, și ăsta este chiar mare lucru. Îl felicit din suflet și pe el și pe părinții lui și, bineînțeles, pe deascării care l-au descoperit. Așadar, îl urmărim un moment cu Bogdan, după care un colaborator de suflet al ansamblului folcloric lăbrojana, Dorin Biriș-Coșbuc. Nu putem să încheiem acest tablou decât o suită de dansuri din Banatul de Câmpie, așa cum îi place lui Puiu să spună, suită de dansuri din Banatul de Pustă. Firește, coregrafia este semnată de domnia sa. Un lucru interesant la acest spectacol aniversar, de fiecare dată când va păși pe această scenă un instrumentist, alături de el în momentul său, va fi și aniversatul nostru Ionel Groza. Așadar, Bogdan Munteanu, Dorin Biriș-Coșbuc și apoi învâltoarea dansurilor din Banatul de Câmpie. Thank you.